Personalități marcante din Republica Moldova, din diverse domenii, de la antreprenoriat până la artă și cultură, au lansat astăzi inițiativa civică Cetățeni pentru Europa. Ideea apare într-un context dificil, marcat de ample campanii de dezinformare și vine să contribuie la promovarea integrării europene a Republicii Moldova și informarea corectă a populației. Doar integrarea în Uniunea Europeană ne poate asigura acest viitor pe care ni-l dorim cu toții. Moldova va reuși doar dacă se ancorează ferm în marea familie de state europene. Această familie unită, solidară, puternică și prosperă. O familie care ne poate ajuta în continuare să menținem pacea și libertatea în țara noastră. Oamenii din țara noastră merită o viață mai bună. Copiii de aici merită o educație culturală, muzicală, artistică, colorată și fascinantă. Merită să aibă posibilitatea și libertatea de a se integra în amalgamul de culturi europene. Artiștii, muzicienii, actorii, dansatorii, pictorii din Republica Moldova trebuie să aibă condiții prielnice pentru a exista. Foarte mult contează să fim uniți prin sport. Acces îmbunătățit la infrastructura sportivă modernă și facilități de antrenament la nivel european și mondial. Oportunități sportive de participare la competițiile sportive internaționale. La evenimentul de lansare a inițiativei s-a vorbit și despre o campanie care urmează să fie lansată, denumită În rând cu lumea, campanie de mobilizare socială care va lupta cu dezinformarea și care va pune în valoare beneficiile aduse de Uniunea Europeană. Noi avem nevoie acum de o mobilizare fără precedent. Ne-au rămas câteva luni pentru cel mai important test de maturitate pentru societatea noastră. Noi nu facem politică, noi nu aparținem niciunei culori politice, noi pur și simplu vrem să creăm un nucleu de cetățeni activi și să inspirăm alți cetățeni activi să ni se alăture. Noi nu trebuie să avem dubii, noi suntem mulți, noi suntem determinați și noi avem de trecut un examen împreună. A fost lansată și platforma moldova.eu, unde doritorii pot să adere la această inițiativă civică. Amintim că referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va avea loc pe 20 octombrie 2024, odată cu alegerile prezidențiale.